din șoș. vă invit să ne ridicăm din nou în picioare, mai citesc un text din Faptele Apostolului, capitolul 7, de la versetul 55 la versetul 60, pagina din Biblie 1064. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au înăpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem cu toții slăvi să fie Domnul. Dacă v-aș întreba ceva marcat la ceea ce am citit, probabil că cei mai mulți ar spune faptul că Ștefan a văzut cerul deschis. Iubiții mei, vă reamintesc că ultima sau ultimul lucru care se spune despre Ștefan înainte să vadă cerul deschis este următorul. Ștefan plin de Duhul Sfânt. Nu, nu știu să fie un cântar care să poată cântări pe un om ce să-i poată spune la final dacă e plin de Duhul Sfânt sau nu. Am fost cu copiii mei undeva și era măsurat 1,20, 1,40, 1,60. Și era ceva labirint și numai peste 1,20 de diavoe. Nu știu să fie vreo măsurătoare a înălțimii unui om care e plin de Duhul Sfânt. Avem termometre, le folosim pentru a măsura temperatura, însă n-am găsit în nicio farmacie un termometru pe care să-l putem lua și care să ne spună dacă suntem plini de Duhul Sfânt sau nu. Dragii mei, în această seară vreau să mă uit la omul plin de Duhul Sfânt. Cum arată omul plin de Duhul Sfânt? Îmi doresc să fiu și eu un om plin de Duhul Sfânt. Dacă vă doriți împreună cu mine, haideți să ne uităm la câteva calități ale lui Ștefan. Pentru că ascultați-mă bine. Una e să vorbești de stăruință și alta e să stăruiești. Una e să sărbătorești cinzecimea și alta e să fii plin de Duhul Sfânt. Una e să vorbești despre darurile Duhului Sfânt și despre roada Duhului Sfânt și cu totul altceva este să trăiești cu aceste lucruri și să le ai în fiecare zi. În primul rând, iubiții mei, am găsit la Ștefan o primă calitate. Omul plin de Duhul Sfânt are o față ca de înger. Fapte 6 cu 15, toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Iubiții mei, vreau să subliniez, nemai citind tot, tot, textul, că aici nu a fost împrumutat cu 10.000 de euro Ștefan când era cu față de înger. Nici nu era într-un concediu plecat, nici nu-și terminase casa de inaugurat. Când momentele frumoase, bune ale vieții, în ziua anunții, e ușor să ai față ca de înger. În aceste momente, omul acesta, era față în față cu potrivnici, cu martori mincinoși, cu oameni care îl acuzau. Și dintr-o dată oamenii s-au uitat la el și au văzut care o față ca de înger. Oare cum sunt fețele noastre? Mă gândesc la Ana, era înțepată de penină. Știți, în vremea aceea, dacă nu aveai copii, era înțepat. Acum ești înțepat dacă ai copii. Avem și noi șapte prin harul Domnului și nu vă spun câte cicatrici am pe spate și eu și soție. Dar în vremea aceea, dacă n-aveai copii, te înțăpa. Și pe Nina o înțăpa pe Ana, că dacă n-ai ață la ac, numai cu gol îți rămâne și cu ăla n-ai ce să faci decât să înțapi. Arătați-mi însă în Biblie un copil de al Peninei pe care l-a strigat Domnul pe nume, că eu n-am găsit. Dar am găsit-o pe Ana. Biblia spune despre Ana în 1 Samuel 1 cu 10 și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Cât am vrea noi să avem o față de înger. Vin momente peste noi când suntem amărâți, când suntem supărați, când suntem întristați. Dar vreau să observăm ceva la Ana. Ana nu a mers la comitet, nu a făcut scrisoare la executiv. Nu mers la vecini, să vorbească cu vecinii despre Penina. Vreau să mă ascultați ce am pățit eu. Când am vorbit cu oamenii din jur despre problemele mele, problemele mele s-au înmulțit. Când am vorbit cu Isus despre problemele mele, problemele mele s-au rezolvat. Ana a înțeles că soluția nu e la oameni, soluția e la Dumnezeu. Uitați după ce se roagă Ana. Spune Biblia la 1 Samuel 1 cu 18, femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Nu știu cu ce față ai venit astăzi aici la închinare. Dar mă rog că atunci când pleci, oamenii să te întrebe, ai găsit ceva la discount? De unde ai fața asta? Ai prins ceva la ofertă? De unde ești așa bucuros? Și să spui, mă umplu Domnul cu Duhul Sfânt în seara asta. Vă mai dau un exemplu Laban, ban. Genesa 31 cu 2. Trecuseră vreo 20 de ani de când oamenii aceștia doi s-au întâlnit. Laban cu Iacov. Și Iacov s-a uitat la fața lui Laban ban și iată că ea nu mai era ca înainte. Avea o față ca de înger Laban când o pus mâna pe o slugă care o muncit aproape gratis ani de zile. Cum să nu fii bucuros? Ascultam zilele acestea cum mare parte din Europa s-a făcut cu sângele sclavilor din Africa. Nici nu pot să spun la Amvon ce atrocități, câte orașe sunt construite în Europa cu sângele lor. Nu știu ce va fi în ziua judecății. M-am speriat, efectiv. Dar văd aici un laban bucuros la început că Iacov muncește bine, nu-l costă mare lucru. Și când au văzut că Laban, că Iacov are din ce în ce mai mult, au început să nu-l mai aibă la inimă. Iubiți mei, invidia, ura, să știți că ne schimbă fața. Fața lui Laban nu mai era ca înainte. Invidia te poate schimba. Mă gândesc la Moise, Exod 34 cu 29, Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Vreau să vă recomand un fond de ten, poate cel mai frumos și poate unicul care ar trebui să-l avem toți. Se numește Slava lui Dumnezeu. Să ne dăm cu El în fiecare zi. Știți, noi de multe ori știm că ne strălucește fața, dar nu știu ce e din jur. La noi s-a fost invers, El nu știa, dar știau ceilalți. Iubiții mei, oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt, în primul rând, au o față ca de îngeri. 2. Oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt, să știți că au ochii pironiți spre cer. Ochii pironiți spre cer. Fapte 7 cu 5, 5. Ștefan plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer. Acum e ușor să te uiți la cer dimineața când te trezești, îți bei ceaiul sau cafeaua și vezi așa că cerul e frumos și zici ce răsărit frumos de soare. Dar din nou vreau să subliniez faptul că Ștefan era lovit cu pietre când s-a uitat la cer. Mi-am pus întrebarea asta de multe ori și vă pun și dumneavoastră, când cineva vă lovește cu pietre, dați telefoane să vedeți de unde vine piatra sau vă uitați la cer. Tentația mare este să iau piatra și să arunc înapoi. Că știu eu ceva despre el, ce el nu știe că eu știu. Și pot și eu să fac la fel. iubiți mei, oamenii care lovesc cu pietre în slujitori și în alți oameni, să știți că nu văd cerul deschis, că dacă ar fi văzut cerul deschis, s-ar fi oprit din a lovi cu piatră. Dar oamenii care încasează pe nedrept și nu lovesc înapoi, să știți că într-o zi vor vedea cerul deschis. Nu s-au uitat, Ștefan, nici la pietre, nici la oameni, nici la pământ, Mă uit aici foarte mulți tineri, lucrez în informatică și și eu mă uit la telefon de zeci de ori pe zi pentru că mi-intră zeci de e de la servici pe zi. Și văd ce tentant îi să fii cu ochii pironiți în telefon, în tablete. Să fii cu ochii pironiți la Balenciaga, la Adidas, la, nu știu, la ce ți-o cumpăra mama sau tata. N-ați vrea astăzi să fim cu ochii pironiți la cer. Doamne, ajută-ne la asta. Soția lui Lot a fost cu ochii pironiți spre Sodoma și Gomora. Despre Moise, în Evrei 11 cu 26, spune Biblia, el socotea o lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Iubiții mai e foarte importantă direcția în care ne uităm, pentru că 85% din informația care vine în mintea noastră, vine prin ochi. De aceea șansele ca 85% din decizii să le iei după modul sau felul sau locul în care privești sunt foarte mari. Femeia a văzut, s-a uitat la pom, s-a uitat la fruct, a luat o decizie. Noi luăm decizii în funcție de ceea ce vedem. Cum sunt ochii noștri? S-a apropiat de sus de un orb, s-a atins de el și l-a întrebat, ce vezi? Și -a auzit ce spune orbul și vreau să subliniez lucrul acesta, Marcu 8,24. 24. Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iubiți mei, iertați în comparație dacă eu îl văd hătăle zlibuți ca un copac, eu vin cu drujba și cu toporul la dânsul. Știți câți oameni pe noi slujitorii ne văd ca și niște copaci? Și pentru aia vin așa la noi. Dar Isus nu a zis, foarte bine ai văzut. Mă, dacă ai văzut copaci, e bine. Nu. S-o mai atins încă o dată de el. Și spune Biblia că a văzut toate lucrurile deslușit care sunt lucrurile pe care le vedem astăzi am întâlnit oameni care știu tot ce au făcut blocul aia de la patru au făcut avort, aia de la 5 au divorțat, ăla de la 3 nu știu ce au făcut și când îl întreb, da tu, păcatele tale eu zic, e ospitalul Dumnezeu zice spunea cineva că ați vedea păcatele e mai important decât a vedea îngeri Doamne astăzi te rog să ne speli ochii, să ne curățești ochii, să vedem deslușit Samaritianul a văzut locul în care au căzut cel care a fost lovit de tâlhari. S-a dus la locul acela. Mai am o rugăminte astăzi, nu-ți mai da cu părerea, nu mai judeca, nu mai te exprima față de nimeni, până nu mergi la locul acela. Dumnezeu nu a trimis pe diapsa peste Sodoma și Comora până nu a zis către Avram, Avram mă duc să văd! O zis, eu nu judec după un zvon, mă duc să văd! O, câți oameni își dau cu părerea după un zvon. Când ai ochi curați, ai o viață curată. Când ai ochi care văd deslușit, atunci poți să cântărești deslușit. Oamenii plini de Duhul Sfânt au ochi ațintiți spre cer. 3. Mă uit la Ștefan, iubiții mei, la omul plin de Duhul Sfânt și mai observ ceva. Văd aici un om care vorbește și nu mai citesc pentru că mi-ar lua mult timp despre Avram, despre Iacov, despre Moise, David, Solomon. Văd un om care ține o predică și cunoaște Scriptura. Ștefanul al treilea rând, iubiții mei, avea mâinile pe Scriptura. Avea mâinile pe Scriptură. Era familiarizat cu Cartea Sfântă. Cum stai cu Biblia? Am o întrebare mai directă. Nu de câte ori citești Biblia pe an. Ce ți-o vorbi Dumnezeu astăzi prin Scriptură? Iubiții mei, se dă o luptă atât de mare. Diavolul ne va da ce vreți voi și nu le mai enumăr. Doar să ne ia timpul Scripturii. m o sunat un băiat, frate Cristi, dăm numărul unui proroc. Și zic, cum stai cu Biblia? De câte ori ai citit-o? niciodată că n-am timp, dar vreau să văd ce îmi spune Domnul. Păi ce ar putea să spune Domnul decât pune mâna pe băiatule pe Scriptură. mă? Iubiții mei, iubesc lucrarea Duhului Sfânt, cunosc prorocii ai Domnului, dar nu cunosc un proroc mai bun ca și cartea asta. Fără Scriptură, familia ta nu va rezista. Fără Scriptură, tinerețea ta nu vei păstra curată. Am observat că trebuie să avem patru atitudini față de Biblie să o citim, să o studiem, să o împlinim și să o apărăm. Știți că 85% din creștini nu fac niciunul din lucrurile acestea. Și atunci ați rămân poate 15% care citesc, vreo 10 care studiază, poate 5 care o împlinesc și poate 1% care o apără. Și acum uitați-vă bine. Închid două degete și las numai două sus. Nimeni nu te va bajocori când citești și studiezi nimeni nu te va prigoni. Prigoana începe de aici, de la trăire și apoi de la apărarea Scripturii. Se dă o luptă mare, iubiții mei, ca Scriptura să fie scoasă din școli. În 1960, Madeline Murray, președinta mișcării ateiștilor americane, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice, unde fiul ei, William, era elev a acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit tatăl nostru. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, imediat a respins cazul, însă femeia nu s-a dat bătută. A mers la Curtea Supremă în 1963, care cu o majoritate covârșitoare de 8 la 1 i-a dat dreptate și de atunci s-a interzis să mai oblige elevii să vină la ora de citire a Bibliei în școli sau la rugăciune. Iubiții mei, după 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile publice din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Iar când a ieșit Biblia din școli, în școli au intrat armele, drogurile și nu le mai înșir pe restul. Vrei o viață de biruință? Vrei să fii plin de Duhul Sfânt? Doamne ajută-ne să iubim cartea asta. Dragii mei, cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Legământul, ascultați-mă, o prietenie de la distanță. Eu sunt prieten cu nu știu cine, al băiat din America. Că vorbim o dată pe an sau de două ori pe an, nu e nicio problemă. Un legământ nu poți să vorbești o dată sau de două ori pe an. Legământul se păstrează prin comunicare zilnică. Exact la fel este relația cu Dumnezeu. Botezul în apă nu-i finalul, botezul în apă nu numai începutul, de acolo începe o sfințire veșnică a vieții sau continuă a vieții. Iar prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu și prin cuvânt Dumnezeu vorbește cu mine. I-ai dat voie lui Dumnezeu să-ți vorbească astăzi? Anul trecut la noi în Hunedoara undeva în luna februarie, un frate a plecat la cele veșnice. În ziua mormântării lui s-a aflat că până la 45 de ani a citit Biblia doar de două ori. A fost un om ocupat, probabil ca și noi. La 45 de ani a ajuns în spital și din spital a strigat și a zis, Doamne, dacă mă scos de aici, relația mea cu Scriptura se va schimba. Relația mea cu Tine se va schimba. Dumnezeu l-a scos de aici. Și în ziua mormântării s-a aflat că de la 45 de ani până la 72 a citit Biblia de 157 de ore. Știți, Pământul are două mișcări, mișcarea de rotație și de revoluție. Când se învârte Pământul în jurul axei sale, trec 24 de ore. Credeți că pentru acest frate o să învârti mai încet, că a avut timp să citească Biblia așa mult? iubiți mei, atât de mult îmi iubesc soția, cât de mult îmi fac timp să comunic cu ea atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, cât de mult comunic cu El și El cu mine. Doamne, din seara asta, dă-ne putere să iubim mai mult Biblia. 4. Mai văd ceva frumos, iubiții mei, la omul plin de Duhul Sfânt, la Ștefan. Fapte 6 cu 10. Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii cu care vorbea el. Să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Un om deștept poate acumula cunoștințe de pe Wikipedia, de pe internet, din cărțile de la școală, din DEX, din fel și fel de manuale de știință. Însă înțelepciunea vine doar din cuvântul lui Dumnezeu. Și văd aici un Ștefan plin de înțelepciune. Iubiții mei, Informația nu schimbă caracterul omului, ci doar revelația schimbă caracterul omului. De aceea am pus mai întâi mâinile pe Scriptură și apoi mintea plină de înțelepciune. Mintea noastră, iubiții mei, e ca și o pâlnie. Imaginați-vă o pâlnie. Când mulgeam vaca împreună cu tatăl meu acasă și mama mi-a laptele să mă duc să-l vând la restaurantele care erau în jur, Observam cum mama punea pâlnia, o spăla și o punea în sticlă și apoi lua laptele și îl strecura și îl punea în pâlnie. Și acum vreau să vă imaginați, dacă ai o pâlnie murdară, tot ce curge prin pâlnia aceea în sticlă se compromite. Apă curată, suc, ce vreți voi, lapte curat, orice. Dacă pâlnia e curată, tot conținutul sticlei va fi curat. De aceea o minte curată va filtra informația, va filtra lucrurile care vin din jur și ne vor ajuta, iubiții mei, ca în interiorul nostru să vină înțelepciunea lui Dumnezeu. Iacov 3 cu 17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, curată. Atât de plin de Duhul Sfânt ești, cât de curată este pâlnia ta, pâlnia minții tale. Atât de plin de Duhul Sfânt ești cât de curată este inima ta. Matei 5,8, cu de cei cu inima curată. Iubiți mei, o inimă curată înseamnă un telefon curat, un pormoneu curat, un loc de muncă curat, o viață curată, o familie curată, o tinerețe curată. Frica de Domnul, am observat în Biblie că este baza înțelepciunii. Proverbe 15 cu 33 Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Atât de multă înțelepciune ai, cât de multă frică de Domnul ai. 5. Mai observ ceva la Ștefan, la omul plin de Duhul Sfânt. Observ că era obișnuit cu rugăciunea. M-am bucurat de rugăciunea care a fost. Nu e ușor să stai pe parchet, pe genunchi, la rugăciune 20 de minute. Nu e ușor, dar să știți că drumurile ușoare nu duc nicăieri. Numai drumurile dificile duc spre un peisaj frumos. Observ aici fapte 7 cu 60, apoi am genunchiat. Ștefan era obișnuit să se roage, Ștefan era obișnuit să îngenuncheze. Nu cunosc legile din Austria, nu cunosc școala din Austria, însă la noi în România, în luna iunie, este bacalaureatul, iar în iulie vine admiterea. Știți câte bilete trimit tinerii la învon undeva prin mai, iunie? Rugați-vă, zice, că vin examenele. Am să spun ceva, Dumnezeu va fi cu tine la examen dacă și tu ai fost cu El la cursuri. Dumnezeu va fi cu tine în groapa cu lei dacă în afara gropii ai făcut timp ca și Daniel în șase, să te rogi, să te rogi. Iubiții mei, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni ai rugăciunii. Ni se întâmplă ca slujitori de multe ori să stăm lângă cineva în biserică. Iubiții mei, e suficient să auzi pe cineva cum se roagă. Îmi spunea cineva, de mă plictisesc mult la rugăciune. Dacă depășește două minute rugăciunea, mă plictisesc. Zic, ce o să faci în cer? Miliarde de ani. Ce o să faci? Că nu poți să pui la stare, mă plicti cu capa, ca pe Facebook, cum pui acum. Nu poți să pui iubiți mei, dacă relația mea cu soția înseamnă plictiseală, înseamnă că ceva necurat o interveni la loc, Dacă ții ochii deschiși la rugăciune, dacă ți se pare prea lungă comunicarea cu Isus, du-te la mărturisire, vezi unde e problema în viața ta și spune, Doamne, vreau să iubesc rugăciunea de astăzi. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu nu se roagă doar în probleme, ei se roagă tot timpul. Ei se roagă tot timpul. Am fost la, în Arad la un priveg. O bătrânică a plecat în veșnicie. Nu știu dacă au fost 15 persoane prezente. La final am mers la masă, s-a dat o masă cu familia pentru cei care au venit de la distanță și am văzut că nepotul și soția nepotului nu mâncau, nu băgau nimic în gură și am zis, vă înțeleg, a murit bunica, știu de ce nu mâncați. Și au zis, nu pentru aia nu mâncăm. Nu pentru că a murit bunica, nu mâncăm. M-am oprit și eu din mânca și la am spus, dar de ce nu mâncați? Și au zis, frate Cristi, în cadrul medical. Pe mine au căzut sarcina. În ziua mormântării să o schimb pe bunica. În ziua morții ei. Când am ajuns să-i dau pe picioare, m-am oprit pentru că pentru prima și ultima dată în viața mea am avut harul să văd genunchii bunicii mele. Frate Cristi, tot erau bătătoriți ca și genunchii de cămilă. Frate Cristi, avem copii sănătoși, avem loc de muncă, avem casă, avem mașină, suntem binecuvântați pe toate planurile și nu știam de ce, credeam că merităm lucrul ăsta. Și când am văzut genunchi aceea, mi-am dat seama de ce. Frate Cristi, n-am cum să mănânc, că genunchii ăștia sunt îngropați mâine. Azi a fost privegiu, mâine e mormântarea. Cine le va lua locul? Cine va sta între cer și pământ? să mijlocească pentru noi mai departe. N-am cum să mănânc. Iubiți mei, tineri, bătrâni, familiști, o spun cu multă responsabilitate, sunteți mulți aici în sală, nu datorită succesului vostru, nu datorită relațiilor voastre, ci datorită unor oameni care au stat pe genunchi. Poate ai pe cineva în România care o zis, hai milă, Doamne, și de nepotul meu din Viena, și Dumnezeu ce-a dus în seara asta aici, să mai auzi un cuvânt din partea Lui cunosc nu una, multe persoane în țară, la săpat porumb unii iunie, duc sticla de apă cu ei, bagă mâna, bagă degetul un sticla de apă și pun pe buze, îscrăpate buzele și nu iau o gură, iubiții mei, nu-i vede nimeni, ar putea să bea, să zic că am postit, deși am băut apă. Și noi lucrăm la birou, eu cel puțin lucrez la birou și poate mi-e greu uneori o zi de post pe săptămână. Să știți că cele mai mari biruințe le câștigăm pe genunchi. Și oamenii care vor să stea în picioare în fața oricărui om, mai întâi trebuia să stea pe genunchi, în fața lui Dumnezeu. Omul plin de Duhul Sfânt are genunchi bătătoriți. Într-o biserică din România, față din comitet au decis să facă o renovare. Nu se a făcut să de, de ani. Un covor veche, o mochetă veche pus pe niște dușumele, l-au dat la o parte, l-au înfășurat. Și când au ajuns în spate la ultimele rânduri unde stăteau bătrânii bisericii, au descoperit urme de genunchi în podelele acelea. Au descoperit că podelele acelea erau așa tasate cu genunchi. Și față din comitet s-au uitat și au zis, biruința noastră de astăzi e din cauza unor rugăciuni de ieri, din anii trecuți. N-ai vrea să fii omul care să ducă această solie a rugăciunii mai departe? De multe ori vineam acasă din misiune și nu aveam timp să mă pun să mă rog să mulțumesc Domnului. După o zi, două, trei plecat, luam copii în brațe, bucuros, îmi salutam soția. Și au venit două sfânt printr-un proroc din Statele Unite la mine acasă. Și au zis, nu numai la plecare să te rogi, ci și la venire. Pentru că te-am păzit și te-am ocrotit. O, cum ne rugăm când avem nevoie de Dumnezeu și când Dumnezeu ne dă biruința, oare mai plecăm genunchiul să-i mulțumim? Șase și șapte și închei și ne rugăm. Mai văd la omul plin de Duhul Sfânt o vorbire aleasă. Fapte șase cu zece nu puteau să stea împotriva Duhului cu care vorbea El. O vorbire plină de Duhul Sfânt, o vorbire duhovnicească. Derek Prince povestește că în al doilea război mondial, într-un spital englez din Africa de Nord, un doctor se ocupa de pacienții bolnavi de dizenterie. În fiecare dimineață, doctorul acesta saluta fiecare pacient pe care îl vizita cu două propoziții, doar două expresii, spunea. Bună dimineața, cum te mai simți? Și doi, arată-mi limba. Medicul era prea puțin preocupat de răspunsul la prima întrebare. Însă era întotdeauna foarte atent la pacientul care scotea limba ca să fie analizată de doctor, iar pe baza analizei ei, doctorul formula diagnosticul. Pacientul putea răspunde că este bine la prima întrebare, dar starea lui de sănătate, cu adevărat, se observa doar prin analiza răspunsului la cea de-a doua întrebare. Iubiții mei, spune Iacov că limba noastră e un. Mă duc la armic. Dar știți că poate aprinde un foc care să se întindă până în America? Și pot să sunt pompieri din Linz să vină și pot să sunt pompieri din Viena. Nu pot să stingă focul ăsta. Oare cum e vorbirea noastră? Colosem 4 cu 6, vorbirea omului plin de Duhul Sfânt este cu har, cu milă. Iubiții mei, m-am uitat la samariteanul milostiv, merge la locul acela și nu spune nenorocitule, nemernicule, dar cine te da voie să cauți pe aici? Dar cine te post? Nu. a Nu. I s-a făcut milă. Atunci când mergi la locul unei persoane, atunci când mergi și te pui în papucii ei, atunci când treci prin cancerul prin care o trecut ea, când treci prin abuzurile prin care o trecut ea sau el, atunci ți se face milă. Dar mai întâi te apropii și apoi vine mila. Și apoi tot ce faci după aceea vinul care acționa ca un dezinfectant în vremea aceea în Orient, un de lemnul care acționa ca și un pansament, ca ceva care alină durerea, ducerea la Han, toate se fac cu milă. Vorbirea voastră să fie cu milă. Să mai întinzi o mână, să mai dai o șansă. Spunea Eleonor Roosevelt, doar când apa fierbe, vezi cu adevărat ce e în de ceai. A trebuit să-mi cer iertare de la soție ieri. N-am avut o față de înger într-o fază banală. Într în 20 de secunde mi s-a schimbat fața și am ridicat un picton. Și a trebuit astăzi să-mi cer iertare, ca să pot predica astăzi. Iubiți mei, n-am venit să fiu profesor aici, am nevoie de pocăință. Dar vreau să vă spun că e foarte ușor să vorbești frumos când mare liniștită. Însă adevărata noastră vorbire se vede în momentele când fierbe apa. Atunci aveți ce aromă ies. Atunci aveți ce e acolo. Atunci când vorbim să nu uităm un lucru, doar 7% sunt cuvintele pe care le spunem. 30 și ceva la sută e tonul vocii și 50 și ceva la sunt gesturile. Și nu vreau să vă dau exemple la amvon că nu-mi de bine. Dar nu poți să spui te iubesc, că nu te crede nimeni. 7%, 30 și ceva și încă 50, tonul 30. Pentru aia discuțiile dificile să nu le aveți la telefon, ci față în față. Nu prin SMS se rezolvă o iertare, un tribunal, o problemă, ci față în față. Ca omul să poată vedea gesturile tale, fața ta. Iisus Hristos o coborâm pe pământ ca să-L vedem și a murit pentru noi. Slăvi să fie în numele Lui. Mai citesc cum verset și mă duc la ultimul punct. Cine își păzește gura și limba. Iubiții mei, toată viața mi-am avut impresia că diavolul îmi face necazuri. Am descoperit în Biblie că unele, unele mi le fac singur. Proverbe 21 cu 23. Cine își păzește gura și limba își cutește sufletul de câte? Multe necazuri. Doamne, învață-ne să vorbim. Am un băiat acasă, patru ani are Lucas și jumătate, nu reușește să-l pronunțe pe r cum trebuie. Și pe lângă asta mai are câteva dificultăți. Și mă uit la el și aș pronunție un locul lui și încerc să-l fac să vorbească cum trebuie. Știți ce m-am gândit? Că ne trebuie 3-4 ani să învățăm să vorbim și vreo 60 să învățăm să tăcem. N-ați că românul știe răspunsul la orice? La toate și de cu părere El știe tot. Iubiții mei, este unul singur care știe tot. Iisus Hristos, Dumnezeu, eu mai am de învățat, Domitale mai are de învățat. Vorbirea noastră spune multe despre plinătatea Duhului din noi. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Spunea un băiat la un moment dat, s-o scăpat cu o vorbă undeva într-un cer de prieteni și o zis, iertați-mă, zice, n-am vrut să spun asta. Și cineva o zis, dacă aveai altceva, spuneai altceva, aia ai avut, aia a ai spus dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbe în alte limbi. Te scăpai cu un domn să vă binecuvintează. Și în ultimul rând, iubiții mei, am observat ceva la Ștefan. Am mai observat un lucru. Picioare în alergare pentru domn. <coughs> nu au vorbit din bancă frumos, nu vorbit cu punga de semințe în mână, ținând scorul și uitându-se cine a predicat cel mai bine săptămâna de evangelizare care a avut loc la biserica noastră. Nu, Spune Biblia în fapte 6 cu 8, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Nu printr-un SMS, nu printr-un WhatsApp doar, nu doar de la distanță. Poți să mângâie o familie și printr-un mesaj, dar nu-i suficient. Ștefan era mereu un alergare pentru Domnul, mereu un popor, mereu printre oameni. Mereu acolo unde era nevoie de el. Nu stătea la balconul unei biserici confortabil să vadă ce fac alții toată ziua, mii de pași pentru Domn. Nu știu câți pași faci, pe zi. Există aplicații care ne numără pașii. Și se recomandă pentru sănătate să faci 10.000 de pași pe zi. Acum soția mea cu șapte copii cred că face vreo 18-20 de mii. Nu știu cât faceți voi, cât, fac, cât, facem noi, dar, iubiții mei, sunt pași care îi facem pentru noi și sunt pași care îi facem pentru Domnul, pentru copiii noștri, pentru familie, am o veste bună, există cineva care numără pașii noștri. Psalmul 5, 6 cu 8 Tu numeri pașii vieții mele de pribiag. Doamne, oare ce ai numărat astăzi în dreptul meu? Doamne, oare câți kilometri de la mașină care am până acum i-am făcut pentru tine? Iubiții mei, închei. Spunându-vă că ultimele cuvinte ale lui Ștefan, fapte 7 cu 5, 6, a spus Iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului, stând. Știți că pentru oamenii plini de Duhul Sfânt se ridică Iisus Hristos în picioare. El are tron acolo lângă Tatăl. Primul martir intra în glorie și Iisus Hristos s-a ridicat să-L întâmpie. Nu vă doresc să fiți cei mai bogați oameni din cimitir, că nu o să vă ducă nicio performanță asta. Nici cei mai cu multe diplome. Dar vă doresc într-o zi și îmi doresc și eu mie asta. Când închid ochii, să se ridice Fiul lui Dumnezeu în picioare. Dar pentru aia, iubiții mai trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Atenți, foarte atenți, la fața noastră, că fața spune multe despre inima noastră. Foarte atenți la vorbirea noastră, foarte atenți la picioare, la mâini, la ochi foarte atenți la ce punem în mintea noastră. Vreau să facem o rugăciune, iubiții mei, în aceste momente în care să cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. Dar în prima parte, să știți că e nevoie de mărturisire, pentru că eu nu pun lapte curat într-o sticlă nespălată. Soția mea când face mâncare, primul lucru nu se uită la vasul care a fost mai scump din bucătărie sau care e mai de marcă. Se uită prima dată la vasele curate. Spune-i Domnului, poate ai o mizerie în mână, în inimă, poate o scamă, poate o vorbă care nu a fost bună. Doamne, curățește-mă de fire și umple-mă de Duhul Tău ce-o sfânt. Și când vom pleca de aici, Iubiți mei, să știți că omul plin de Duhul Sfânt nu se poate ascunde. O văzut ăștia, au văzut fața lui, au văzut cum o murit au auzit cuvintele lui. Nu poți să rămâi anonim, polițiști în civil mai sunt, dar creștini sub acoperire n-ar trebui să fie niciunul la omul plin de Duhul Sfânt. Nu-i rușine că-i pocăit. Dacă îl întreb de ce nu fumează, nu zice, auzi, mă dor plămânii. Auzi, dar ești pocăit? Mai că mai pocăit. Nu. Sunt pocăit. Sunt omul Domnului. De ce să-mi fie rușine de asta? Haideți în aceste momente să ne ridicăm în picioare. Cu toată inima, iubiții mei, să facem o rugăciune înflăcărată și Dumnezeu să umple fiecare vas cu Duhul lui. Amin.